Eu sunt pe deasupra la nunta aceasta. Surpriza a fost extraordinar de mare. Să aflu că Nati sunt soară. E incredibil. În nopțile astea mă gândeam că m-am întâlnit aproape cu toate neamurile, numai cu ei nu. Mama lui Nati este verișoara mea primară. Și nu știam cum să fac. Și m-am gândit așa, zic, măi, am să-l întâlnesc pe Nati, să-i propun că mai sunt feciori de teapa lui, să facem o mănăstire baptistă. La vreo 2 zile aflu că Nati se însoară. Wow, ce bucurie, ce surpriză! Felicitări și tone de binecuvântări. Sunt aici să vă spun ce poate face Dumnezeu pentru voi. Știu și eu în parte ce au făcut părinții voștri. Mă gândesc la familia Bejinar. Dacă au vreo pasiune, părinții voștri au pasiunea să investească în copii, să-și ține lângă ei, să nu se împrăștie. Și știu garajul în care Cornel făcea plasă, acolo în calea Șagului. Și știu truda și alergarea. Dar dincolo de cât au putut să investească ei material, știu sigur că mult mai mult au investit spiritual. Mi-aduc aminte că vă luau cu ei în misiune. Și dacă s-au spus vorbe așa mari, acum Cornel și Ana încep să culeagă ce au semănat. Și căsătoria de astăzi este un răspuns la ceea ce au semănat. Dar de acum voi porniți pe drumul căsniciei. O să fiți o familie nu independentă, interdependentă. Cât trăiesc părinții voștri, Biblia vă obligă să-i cinstiți. Dar între ale materiale va trebui să vă gospodăriți. Deși totdeauna o să vă dea. Tot ce au o să împartă cu voi. Vă dau un scris. Că nu există părinte cu inimă și să nu facă la fel. Haideți să vedem ce poate să facă Dumnezeu pentru voi. Și deja a făcut. Și mergem la izvor. Mergem la Genesa, unde Dumnezeu gândește să înceapă să creeze familia. Și primul lucru care îl face Dumnezeu, și mă uit la atâția tineri în sală, candidați la căsătorie, fiți atenți, este că Dumnezeu constată. Nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine. De aceea Dumnezeu a privit, s-a uitat, Adam era capul de operă, capodopera creațiunii lui Dumnezeu, dar era neîmplinit. Era savant, el a dat nume, codul, regnul animal, regnul vegetal, regnul mineral. El a fost savantul numărul 1 din lume. Și toate astea era trist, neîmplinit. Dacă o rezolva el, în cel mai bun caz, se căsătorea cu o maimuță, cu o elefantoaică, cu o girafă. Dumnezeu a vrut să rezolve el problema. A spus, nu-i bine ca omul să fie singur. Nati, să nu o lași niciodată singură. Ai celular, că ai vorbit cu mine la el. Și Adela are. Dacă sunteți plecați ziua la fiecare la geabul lui, dă-i un bip și spune, I love you. Adela, să nu lași niciodată singur. Și când nu sunteți împreună, nu lăsa singur. Durerea e că sunt atât de mulți, soți și soții, cu case mari, cu mașină, cu confort, cu conturi la bancă, cu poziție, cu tot ce vrei, dar sunt singuri. Sunt atâtea familii cu mulți membri și sunt acolo persoane singure. Slujitorii lui Dumnezeu știu despre ce vorbesc.
Într-atâtea situații, spune, nu mă bagă nimeni în seamă. Sunt singur, sunt abandonat, dar sunt atârța în casă. Nu mă bagă nimeni în seamă. Cornel și Ana, să nu-i lăsați singuri. Întrebați-i, ce faceți, cu ce vă putem ajuta? Că nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine. De aceea toți cei ce trăiți tragedia aceasta, priviți în sus. Există un prieten adevărat. În ziua botezului meu, pastorul care m-a botezat mi-a spus așa, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Nu-i bine ca omul să fie singur, nici înainte de căsătorie, dar mai ales după căsătorie. Apoi, Dumnezeu nu mai constată, Dumnezeu creează. Am să-i fac un ajutor potrivit. Dumnezeu nu numai se gândește, și Dumnezeu face. Dumnezeu creează persoana cea mai potrivită pentru fiecare tânăr și tânără. Înțelegerea mea cu privire la căsătorie este că din veșnicie Dumnezeu a stabilit pentru fiecare ajutorul potrivit. Cred asta. Și spune că orice lucru îl face frumos la vremea lui și că iubitul își are vremea lui. Problema că sunt atâtea căsătorii care încep bine și se termină rău. Eu cred că cineva ori s-a grăbit și a luat-o înaintea lui Dumnezeu, ori n-a fost atent la momentul care Dumnezeu i l-a adus și a lăsat să treacă momentul acela. Nati, acum știu ce s-a întâmplat. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. Și tu ai știut ce spun eu acum, sunt sigur. Și tu ai avut atâta răbdare. Și l-ai așteptat pe Dumnezeu. Până ți-a readus-o pe Adela, ați fost colegi la liceu. I-a plecat și Dumnezeu ți-a readus-o. Că așa face Dumnezeu. Dacă nu-i azi, Nati, mai ai răbdare? Dacă nu-i mâine, Nati, mai crezi? Și tu ai crezut. Și tu ai avut răbdare. Și am aceeași înțelegere ca frații mei, deși n-am văzut-o până acum pe Adela, n-am schimbat un cuvânt cu ea, că Adela este darul lui Dumnezeu, stabilit din veșnicie, pentru căsătoria ta și pentru tot restul vieții. Dumnezeu constată și Dumnezeu creează, face ajutorul potrivit, dar nu la vremea noastră, la vremea Lui. Și pentru Nati Bejinar, om scump și prea iubit sufletului meu, acum a venit vremea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dăruit-o pe Adela ca cel mai prețios dar după Domnul Iisus, Fiul Său. Să nu uiți niciodată, Nati. Adela, să nu uiți niciodată. Dumnezeu v-a pus împreună, dar fiecare pentru celălalt. Respectați-vă, iubiți-vă, trăiți frumos. Fiți un exemplu. Într-o lume în care familia e atacată, cum n-a fost atacată niciodată, în care corupția, dezastrul, mizeria, în care Sodoma și Gomora sunt oficial proclamate în toată lumea. Dumnezeu constată, Dumnezeu creează și Dumnezeu completează, adică binecuvintează. După ce a adus-o pe Eva la Adam și Adam și-a șters la ochi, s-a trezit din somn și a zis, iată-o în sfârșit. Eu mă fac o paranteză și mi-aduc aminte de, lucram la construcție la biserică, la Hațec. Și într-o zi era liniște prin oraș, obosit, am plecat mai devreme acasă. În blugi, murdar de la șantier. Și când dau cotul, văd pe scări la blocul meu un bărbat și o femeie. Când mă apropii, un bătrân și o bătrână.
fratele Iană și a murit soția. Mă așteaptă, frate, de când te așteptăm? Dar ce s-a întâmplat? Păi zice, uite, am fost la primărie și ne-am cununat. Și vreau să ne cununi. Păi zic, măi, frate, așa, în blugi, acasă, facem la biserică. Nu, frate, eu nu mai las, că de când o aștept? Și m-am dus în apartament, numai eu doi cu ei, i-am cununat și mi-au dat o plasă cu nuci. Dar nu pot să uit niciodată momentul acela. Iată-o în sfârșit. A trecut vreme mult, am așteptat mult, dar a venit. Aleluia! Și când Dumnezeu i-a cununat pe Adam și pe Eva, știți unde i-a pus? Într-o grădină. Adevărata viață se trăiește într-o grădină, în Eden. Dumnezeu nu i-a pus pe oameni fier și beton și sticlă, nu. Asta e o civilizație artificială. Oamenii se regăsesc când se întorc în grădină. Mă uit la președinții Americii când au musafiri, îi duc la Camp David, acolo, în pădure, și nu stau în casă. Se duc și se plimbă și acolo discută problemele, acolo te deschizi, în grădină. Dumnezeu binecuvintează familia și o pune în rai. Necazul e că din rai a mai rămas doar un colț. Fratele Pit are o carte, Familia Colț de Rai. Ne-a mai rămas un colț, Nati și Adela, dar e bun colțul ăla. Și vreau să vă spun ce înseamnă colțul ăla. Colțul ăla înseamnă Dumnezeu, Nati și Adela. Plus nimic, minus nimic. Am tot respectul pentru părinții voștri, dar îi rog din toată inima să nu se amestece în familia voastră. Mi-am cununat amândoi copii și le-am spus principiul după care eu și soția mea ne raportăm la ei. Niciodată în cale, totdeauna la îndemână. Raiul vostru e apartamentul în care veți sta cu Dumnezeu. Acolo poate vă certați, acolo vă împăcați. Acolo vă dați cu capul de pragul de sus ca să-l vedeți pe cel de jos. Acolo. Acolo se întâmplă lucrurile. Între Nati, Adela și Dumnezeu. În Duhul Sfânt. În autoritatea Duhului Sfânt. Vă doresc să aveți colțul de rai. Neîntinat. Curat. Sfânt. Acolo vor veni binecuvântările. Și de acolo Dumnezeu vă va folosi ca o binecuvântare. Nu știu cât a trecut, știu că trebuie să mă opresc. Și mă opresc încheind mesajul meu de nuntă, cum o fac de obicei. Într-o zi, fata mea era în clasa a patra, a venit de la școală, mi-a spus, tati, am nevoie să învăț o poezie de Eminescu. Și bine, dar m-am dus în bibliotecă, am luat o carte, un volum de poezii de Eminescu și am început să citesc. Plopi, teiu, lacu, nu, tati, nu, scrisoarea trei, prea lungă, împărat și proletar, nici vorbă, luceafărul, oh. Și am început să citesc dintr-o poezie și Mihaela spune, tati, asta! Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? 22 octombrie, anul 2016, ora 3:32 după masă, la Betel, la Timișoara, o bărcuță cu doi pasageri se desprinde de pe țărmul vremelniciei și pleacă spre țărmul veșniciei. Nu știu cât va dura călătoria voastră împreună, dar știu ceva. În acel port vă așteaptă Iisus, nu cedați, vâsliți mereu, ajutor îndeajuns, El vă e cândva lui greu. Pocăiților! În acel port
Ne așteaptă Iisus, nu cedați, vâsliți mereu, ajutor îndeajuns, El ne e cândva lui greu. Îngăduiți-mi să vă îmbrățișez, să vă spun că sunteți prețioși pentru mine și să vă doresc drum bun spre limanul dorit cu Domnul Iisus la cârmă. Amin.